11 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 s-au înregistrat la Iași în ultima zi. Cifrele sunt mici în comparație cu situația de la nivel național. Grupul de comunicare strategică a anunțat astăzi că 555 de persoane au fost confirmate pozitiv de coronavirus, iar numărul pacienților de la terapie intensivă în unitățile medicale din țară este în continuă creștere. Din fericire, Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are nicio persoană internată la terapie intensivă și se pregătește pentru internarea pacienților non-COVID. Față de cifra care a fost comunicată astăzi de 555 de pacienți noi infectați, trebuie să vă spun că la Iași stăm bine în ceea ce privește balanța internări-externări, în sensul că avem 100 de internați, deci 84 de locuri libere în zona de confirmați, ceea ce ne permite să regândim și am și regândit circuite pentru a interna alte urgențe infecțioase și mă refer aici la infecțiile sistemului nervos central, pentru că așa am agreat cu Direcția de Sănătate Publică. În terapie intensivă, în momentul de față, nu avem pacienți, suntem într-un proces de dezinfecție, pentru că a fost o zonă foarte utilizată, foarte folosită în perioada care a trecut.